Și tot pe scenă rămânem, dar pe cea muzicală, și vorbim imediat cu membrii primei formații pop-opera din România și una dintre puținele, de altfel, din întreaga lume. Distinto vine pentru prima oară la Observator. Tenorii au un nou proiect de suflet despre care spun că reprezintă o reîntoarcere în punctul zero. Adică la momentul în care și-au îndeplinit visul și au pus pe picioare formația. Pe scurt, artiștii au realizat acum un remake al piesei cu care s-au lansat. Scurt fragment și revenim! Așadar, urmează runda a doua de invitați și vă spun așa, au trecut mai bine de 15 ani de când Distinto cântă pe scenele lumii. Și așa cum punctam și în promo, este trupa pe care Julio Iglesias o dorește în deschiderea spectacolelor lui. Și nu numai atât, dacă îmi permiți, sunt 15 ani de la primul tău poster din cameră cu trupa Distinto. Zici? Da? Bine ați venit pe la noi! Bine ați venit! Da, mulțumim! Ne bucurăm foarte tare că sunteți aici. Trebuie să le spun telespectatorilor că de când ați intrat în platou, ați cântat într-una, așa că nu veți pleca de la noi fără să ne faceți o mică demonstrație live. Intrare, nu? Cu mare drag, bineînțeles. Da. Facem intrare, da? Toreador rangade, toreador, toreador, Superb! Chiar că ole, felicitări, arătați foarte bine. Vreau să știu a cui a fost ideea cu aceste costume. Sunt superbe. Noi întotdeauna ne sfătuim. Avem și câțiva creatori care ne vă ajută. Sfătuim, da. Aici a fost doar o muncă a echipei cu Eva Creativ, care a fost producătorul acestui video, al acestui videoclip. Am avut parte de o orchestrație nouă, că spuneam că am adus față de 2007 când am lansat o nouă orchestrație. Daniel Alexandrescu s-a ocupat de această orchestrație. Practic împreună cu producătorul video am luat această decizie să ne îmbrăcăm, să găsim locurile, povestea videoclipului și, mă rog, mizansena, căluții, da. Hergelia. Și că toți suntem observatori și vremea a ținut cu noi. Când ne-am trezit dimineață, ploua, era urâta, nu se poate așa ceva, dar am sunat. S-a făcut frumos. Colegul meu vrea să spună că s-ar putea azi să iasă soarele, chiar dacă a început ploaie. Aveați, iertați-mă, un plan de avarie în caz de... Păi, a doua zi era când se anunța soare, doar că aveam nevoie de nu foarte mult soare și nici foarte multă ploaie. Aveam nevoie de un cer ușor înnorat, pentru că era nevoie de lumină pentru... Să nu fie contrajuns, exact, să nu, da, normal. Nu, dar aveam nevoie de starea asta așa un pic melancolică, da, așa, și plină de tensiune. Regizorul vrea praful, era o idee frumoasă și cum m-am gândit, când m-am uitat pe geam... Uite, chiar acum vine și praful. Ideea era să nu fie noroi, am înțeles. Exact, și m-am gândit, zic, imediat, cum să o chestie cu ploaia, cum putem să facem ceva, dar a fost... Oricum, avem nevoie și de like-urile și părerele noastre, cei care ne urmăriți pe Distinto Live pe YouTube, urmăriți-ne și dați câte un comentariu să ne spuneți-ne exact ce pare aveți sau ne găsiți pe Distinto pe Facebook-ul nostru sau Distinto Live Instagram. Olivia, da? Vrea să ne întrebe ceva. Da. Exact. Rar mi se întâmplă să vină o trupă aici în fața noastră, în platou, și să fie toți atât de vorbăreți. Cum vă înțelegeți voi, băieți? Vorbim mult, asta e. Pe trei voci vorbim. Pe trei voci, exact. Cred că din cauza emoțiilor, ca nu vorbim atât de mult de obicei, ne completăm, dar cred că suntem un pic emotivi, suntem pentru prima oară noi aici. Așa este. Și asta este un motiv și că este așa de frumos și parcă scena aia din spatele vostru ne dă și un pic de emoție și sper să se deschidă cât mai curând concertele cu public și să simțim din plin. Asta vreau să vă întreb. Cum a fost perioada din ultimii ani, din ultima jumătate? Foarte dificilă. A fost o perioadă... Am avut concerte, am avut online, am avut și cu public atunci când s-a deschis și s-a putut, am fost, dar sigur, putem spune că a fost o perioadă în care mai mult am investit decât am câștigat. Asta este foarte adevărat. Și un soi de regăsire, cumva ați avut ceva mai mult timp la dispoziție, nu-i așa? Da. Și am putea spune că nu e neapărat o reîntoarcere la punctul zero, ci un nou început. Da, se poate spune așa, pentru că, până la urmă,
videoclipul acesta chiar avem nevoie de un... De mult trebuia să-l facem și l-am gândit în perioada pandemiei și am zis, haide să găsim când revenim, să revenim pe scenă cu tot cu ceva cu care am revenit. Să fie exact cum ai spus un om început. Cred că în perioada asta toți am trecut prin punctul zero, cred că toți. Ne-am da, am avut mai mult timp să ne gândim, mai mult timp de repetiții. Da. Și liniștea asta, dacă pot să-i spun așa, timpul pe care l-am avut la dispoziție. Dar v-ați descoperit noi hobby-uri? De ce nu? Am stat, motive de introspecție, am stat la un și ne gândeam, totuși noi cel mai bine știm să facem muzică. Practic pentru asta ne-am pregătit, pentru asta am muncit, asta am făcut. Ce am putea face altceva dacă muzica nu este? Oricum, noi artiștii am fost cel mai mult loviți. S-au vorbit de foarte multe medii, știu eu, nu vreau afectate. Dar cred totuși că artiștii au fost cel mai afectați. Nu vreau să par patetic sau să spun treaba asta, dar cine a fost în domeniu știe exact, pentru că a fost o perioadă, cum spuneam, marea majoritatea artiștilor, artiști adevărați, mă refer, știu doar muzică. Practic nu ai cu și ce nu să... Și nu numai asta. Am senzația că faptul că nu v-ați mai întâlnit cu oameni pentru care cântați, cu fanii voștri, și asta a lipsit foarte mult. Am avut totuși un contact pe mediile de socializare pe care le-am făcut marketing un pic mai devreme, dar ideea era că ne-am descurcat. Noi nu am fost foarte activi pe pagine noastre, dar am decis să devenim din acest moment. Eu zic de astăzi activ. Este momentul, vrem un angajament. Păi angajamentul este că vom veni foarte des la Observator de care ne veți invita. Și Olivia, data viitoare să vii cu posterul, te rugăm frumos. Te rugăm frumos. Nu, mai bine cu o poză din dormitor cu posterul. Care mai bine așa. Din dormitorul de acasă, de la părinți. Dragilor, ce alte planuri? Către ce vă îndreptați voi atenția acum? Ne-am fi dorit să facem un album anul acesta la final, un album de Crăciun. În mod normal, dacă lucrurile ar fi de curs normal, am fi lansat un album de Crăciun. E un pic cam târziu, lucrurile merg un pic dificil și greu. Măcar o piesă, sunteți atât de frumoși și îmbrăcați. Asta, am o idee, Nu, mai bine, primiți cu Colindu. Primiți cu Colindu. Am vrea să venim și să și cântăm împreună cu Colindu. Mai bine, colindăm împreună. În decembrie. Extraordinar. Substratul e că Olivia vrea să fim noi backing vocals, să ne lase pe noi. Nu, dar nu, dar trebuie să repetăm puțin înainte, Olivia, să repeți un pic înainte. Am înțeles. Ia cântă zilnic, stați liniștit. Mulțumim foarte mult că ați venit pe la noi. Și noi mulțumim. Și vă mai așteptăm. Să știți că eu iau în serios partea cu Colinda atul, așa noi, că vă așteptăm în platoul. Și partea cu posterul. De-abia aștept să văd. Da, cel mai important. Mulțumim. Vă mulțumim și vă mai așteptăm.